acolo vom ajunge. Mai depinde și de anul agricol. Nu suntem în recesiune. Deci nu ne pregătim pentru o eventuală criză? Nu ne pregătim de nimic negru. Lucrurile încă sunt sub control. Avem o problemă majoră în domeniul fiscalității, trebuie să o rezolvăm. Domeniul fiscalității, că acolo sunt presiunile cele mai mari. Și de ea trebuie să ne ocupăm. Aș vrea să vă mai întreb dacă vă îngrijorează ceea ce susține în momentul de față economia, și anume mai mult serviciile, partea asta și mai puțin producția și industriile. Nu este adevărat. Nu este adevărat, și industria merge, și producția, și serviciile. Nu. Economia s-a mișcat. Uitați-vă la contul curent. Țara, eu nu mai așteptam, am trăit 20 de ani în sistemul ălalt. Nu? Nu mai așteptam ca România să ajungă exportatoare netă de servicii. Nu mai așteptam. Suntem, deci, avem deficit pe partea comercială, din păcate și la produse agricole. Poate să fie explicat și prin importurile tehnologice. Nu. Multe dintre importurile pe care le face România să fac în orașele mari și bogate ale țării, nu să fac. Uitați-vă la promoțiile de Crăciun, nu găsești un produs românesc. Așa vrem să trăim. Călătoriile în străinătate, nu spun că e rău, toată lumea vizita la asta, asta este o realitate. Da? Dar să ajungem noi să fim exportatori net, adică să avem surplus în servicii datorită transporturilor internaționale, eu nu visam. Deci mai multe părți ale economiei merg.